În Roman urmează să funcționeze mai multe parcări cu plată dacă un proiect de hotărâre în acest sens va fi aprobat de Consiliul Local. Iată ce părere au romașcanii despre acest lucru. O părere bună. O părere bună de ce? Foarte bună. Nu știu, dar e foarte bună. Nu știu, cred. Foarte bun. De ce? Așa că odată ce sunt alocate cu plată, automat și eu pot să găsesc liniștit un loc de parcare. Pentru că e mai bine așa. Chiar e foarte bine. Pentru că am găsit mai ușor locuri de parcare. Sunt de acord atât timp cât am locuri de parcare? Foarte bine. Dar să fie parcări de aia, ca să fie. În rest, nu știu, n-am mașină, nu. Cred că orice e cu plată nu convine cetățenilor, nu? Fiecare ar vrea să câștige ceva, nu să piardă. Dar dacă s-ar face, chiar cu plată, ar fi binevenite, dar să se facă cât mai multe. Să de ce ar fi așa bine? Păi de ce? Pentru că eu vin cu serviciu din Pașcani, aici la dumneavoastră, în Roman. Și de multe ori se întâmplă să parchez pe locul cuiva, din nevoie. Loc plătit, eu îl înțeleg pe proprietar, că el și-a plătit loc la primărie. Eu vreau să iau și eu o comandă de la magazinul ăsta. Nu pot să parchez în parcare la Kaufland, să vin pe jos să fac comanda, nu? Atunci aș vrea să fie o parcare, pot să plătesc un abonament, firma mea să plătească un abonament lunar, anual, și să pot să parchez și eu oriunde. Nu? Cred că ar fi binevenit. E bine. De ce? Păi o să apară mai multă ordine în parcări. Cam atât. Ce părere avem? Dacă sunt conform standardelor europene, nu avem nimic împotrivă. Trebuie să ne aliniem, nu? Este o alternativă bună pentru cetățeni? Da, și acasă, la domiciliu, plătim parcare, avem concesiune, deci mi se pare normal. Dar să se respecte. Toată lumea să contribuie la asta. Parcările publice cu plată ar urma să funcționeze pe strada Dobrogeanu, Gherea, Bulevardul Roman Mușat, strada Ștefan cel Mare, pietonal Ștefan cel Mare, piața Roman Vodă, strada Tineretului, strada Oituz, strada Libertății, strada Cuza Vodă, strada Unirii, în spatele Casei de Cultură, în zona Fântânii Arteziene, situate pe Bulevardul Roman Mușat, vis-a-vis de Spitalul Vechi, dar și în apropierea clădirii Poștei. Pe raza municipiului Roman sunt amenajate acum 423 de locuri de parcare publice cu plată, pentru care sunt montate 21 de parcometre.